Cotroceni. Astăzi este 1 martie și aș vrea să încep prin a mă adresa doamnelor și domnișoarelor. Vă urez să aveți o primăvară frumoasă, cu împliniri și cu multă sănătate. Îmi face o deosebită plăcere să deschid acest eveniment dedicat implicării femeilor în promovarea sustenabilității. Stimate doamne, aveți o contribuție majoră în ceea ce privește punerea pe agenda publică a unor teme esențiale pentru prezentul și viitorul nostru. Mă refer la schimbările climatice și la tranziția energetică. Fie că activați în sectorul public, în cel asociativ, financiar, ori în cel de business, în educație sau cercetare, mare parte din eforturile pentru asigurarea sustenabilității în România vi se datorează dumneavoastră. Resursele naturale sunt limitate și trebuie protejate. Este un adevăr pe care trebuie să-l conștientizăm cu toții. Și tocmai de aceea, preocuparea și acțiunile dumneavoastră pentru o dezvoltare durabilă care să nu pună în pericol viitorul sunt atât de importante. Vă mulțumesc pentru eforturile de a promova sustenabilitatea prin acțiuni hotărâte care să asigure un mediu mai curat și limitarea schimbărilor climatice. Domeniul sustenabilității este încă la început și presupune multe provocări cărora sunt convins că le veți răspunde la cel mai înalt nivel de excelență. Este însă nevoie ca toți decidenții din zona publică și privată, femei și bărbați deopotrivă, să înțeleagă importanța acestui domeniu, iar evenimentul de astăzi sper să fie un semnal ferm în acest sens. Doamnelor și domnilor, susținerea femeilor pentru a se implica în viața publică și profesională trebuie să fie permanentă. Aceasta este convingerea mea fermă. Iar întâlniri precum cea de astăzi reprezintă una dintre modalitățile de a contribui la încurajarea doamnelor pentru a-și continua și dezvolta carierele, inclusiv sau în special în domenii vitale pentru viitorul nostru. Degradarea mediului, schimbările climatice, pierderea biodiversității sunt provocări majore care le reclamă din ce în ce mai multă atenție la nivelul societății. Avem nevoie de implicarea femeilor în politicile de sustenabilitate, în educația și cercetarea pentru mediu și climă, precum și în economia verde. Toate acestea având mize din ce în ce mai mari pentru bunăstarea noastră. Dincolo de impactul vizibil și direct pe care l-au schimbările climatice, evident, în intensificarea unor fenomene meteorologice extreme, un risc pentru România și întreaga lume îl constituie perspectiva unei tranziții dezordonate către o economie durabilă cu emisii reduse de carbon. Măsurile pentru a reduce riscul unei astfel de tranziții includ alinierea programelor de studii și reconversie profesională cu cererea de pe piața muncii, precum și pregătirea administrației pentru a participa la elaborarea de politici publice verzi. Formarea adecvată a resursei umane pentru a susține tranziția climatică este esențială, iar în acest sens, femeile pot juca un rol crucial ca mentor și cadre didactice. Nu putem cere implicare fără a ne asigura însă că există un cadru adecvat pentru participarea femeilor la promovarea sustenabilității și la tranziția climatică. Acest cadru trebuie să ofere tratament egal, indiferent de gen, recompensă financiară similară și oportunități egale
de a ocupa funcții de conducere și demnități legate de protecția mediului, economia verde sau limitarea schimbărilor climatice. O atenție deosebită trebuie să se îndrepte spre sprijinirea și încurajarea tinerilor în a-și asuma roluri active în aceste domenii, începând cu accesul la o educație adecvată, inclusiv în domenii tehnice și științifice importante pentru tranziția verde. Stimați invitați, evaluarea oportunităților și a mecanismelor care pot oferi femeilor posibilitatea de a contribui la procesul decizional legat de sustenabilitate și în special de schimbări climatice este fundamentală pentru a atinge obiectivul egalității de gen și un viitor bazat pe dezvoltare durabilă. Fiind un domeniu relativ nou în expansiune, mai avem de identificat cele mai bune mecanisme prin care poate fi sprijinită implicarea femeilor în domeniul sustenabilității din România. Evenimentul pe care îl găzduim astăzi la Palatul Cotroceni include sesiuni de prezentări și dezbateri care vor contribui la identificarea acestor mecanisme. Tot acest proces de a găsi și implementa cele mai bune modalități de a susține femeile în sustenabilitate este unul laborios, care necesită dialog, schimb de bune practici și efort conjugat, care transcede barierele naționale. În acest sens, salut participarea la acest eveniment a unor invitați care pot oferi o perspectivă internațională. Doamnelor și domnilor, în România și în lume, femeile se află în avangarda eforturilor de a construi un viitor mai sustenabil. Vă invit așadar să le susținem în acest demers atât de benefic nouă tuturor generațiilor prezente și viitoare. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes și doamnelor și domnilor o primăvară foarte frumoasă. Doamnelor și domnilor, am ascultat discursul președintelui Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, Femei în sustenabilitate. Este evenimentul organizat acolo. În lume, femeile construiesc un viitor mai bun, un viitor mai sustenabil, clar, și pe această idee vrea să meargă și șeful statului în acest eveniment și discută despre o tranziție care poate să fie dezordonată, tranziția către o economie verde, dar de asemenea spunea că în acest context e nevoie de formarea resursei umane pentru tranziție și femeile pot juca un rol foarte important în acest context. O să vedem cum se vor derula discuțiile acolo. Acum mergem să-l ascultăm pe